Cum definim eșecul și de ce este acesta important? Ce cauzează eșecul? Cum îl depășim și ce ne poate învăța acesta? Ce se află dincolo de eșec? Știm cu toții că eșecul este o parte a succesului, dar nimeni nu vrea să vorbească despre el. Dacă eșecul este atât de important, de ce nu vorbim despre el? Este eșecul cheia către succes? Putem avea succes fără să eșuăm? Vom afla de la invitații noștri cum transformăm eșecul într-o experiență a procesului de învățare și cum folosim inteligent eșecul pentru a genera succes în următoarele proiecte. Înainte de orice, trebuie să vă spun că pentru mine cuvântul are o importanță extraordinară. Și înțelesul profund, semantica profundă a fiecărui cuvânt este la fel de importantă. În concluzie, cuvântul eșec din perspectiva mea, pentru că Dexul spune așa: eșec înseamnă nereușită, insucces, înfrângere, neizbândă, tot ce duce la nereușită și insucces. Mi se pare că termenul eșec este foarte greu și profund. Eșec, din punctul meu de vedere, este o relație nereușită între părinte și copil la sfârșitul vieții părintelui. Este eșecul părintelui. Eșec pentru mine înseamnă ca într-o familie armonioasă, unul dintre membrii familiei să apuce pe o cale nefericită, mi se pare că este eșecul întregii familii. Însă felul în care noi, în zilele noastre și în momentul actual, definim și folosim cuvântul eșec, mi se pare nefericit și neinspirat. Este doar o neizbândă, din punctul meu de vedere. Este doar o experiență, o nereușită într-o manifestare, într-un demers, într-un business, este doar o experiență. Eșecul este esențial. Nu eșecul este esențial. Nu am să mai folosesc acest cuvânt. Neizbânda. Continu să vă răspund la acest interviu folosind alt cuvânt în loc de eșec. Pentru că, repet, înțelesul cuvântului, termenului eșec este foarte profund. O viață fără împliniri este eșecul existenței unui om în manifestarea lui. Nu vorbesc despre eșec. Este limita maximă de durere și de neîmplinire, cuvântul eșec. Așa că o neizbândă, o nereușită într-un business sau într-un demers este foarte important. Nu avem de unde să știm în această viață dacă putem sau nu putem face lucruri dacă nu experimentăm. Nu e obligatoriu să ne iasă din prima, ne iese dintr-a doua, ne iese dintr-a treia. Schimbăm datele problemei și experimentăm. Nu vorbim despre, pentru că omul este lăsat cu un orgoliu mare și cu un raport la o raportare la părerile celorlalți. Imaginea în societatea zilelor noastre contează extraordinar de mult și atunci ți este jenă să vorbești despre insuccesul tău, mai ales când tu ești cineva, îți dorești să fii cineva sau ai investit o sumă foarte mare sau ai ajuns undeva la o împlinire profesională și dintr-o dată caz de acolo de sus, îți este jenă să vorbești despre situația respectivă. Da, în altă ordine de idei, cred că e binevenit, mai ales pentru omul orgolios care uită de unde a plecat, care nu mai ia în calcul toți termenii unui business sau unor relații. Cred că din când în când o palmă peste ceafă din partea lipsei de experiență e binevenită, tocmai pentru a învăța. O nereușită, o neizbândă înțelepțește. Asta, bineînțeles, dacă îți dorești să schimbi ceva în tot comportamentul și în toată atitudinea ta. Insuccesul, în general, are efecte asupra individului în funcție de educația și de inteligența emoțională și de maturitatea fiecărui individ. Pentru că pentru unii poate fi o experiență din care are de învățat, pentru alții poate fi sfârșitul lumii. Și atunci vorbim despre eșecul omului raportat la felul în care
felul în care gândește față de situația prin care a trecut. Pentru că dacă nu mai reușești să te ridici, să ieși din situația în care ai căzut, înseamnă că este un eșec al tău ca putere de înțelegere. Însă, eșecul este binevenit. Eșecul. Insuccesul este binevenit în atitudinea și în felul în care un om crește și se desăvârșește. Repet, este o experiență din care poți învăța. De cele mai multe ori, mai ales dacă ești înțelept, mai ales dacă știi să analizezi toată dintr-o perspectivă generală, să nu fie o perspectivă unilaterală, mă întorc la vanitate, să nu fie dintr-o perspectivă unilaterală analiza acelei situații, bineînțeles este cheie către succes. Pentru că te ridici deasupra ca simplu spectator, vezi ce ai făcut, vezi ce ai fi putut face, vezi ce n-ai știut că poți face și atunci data viitoare pornești totul dintr-o altă perspectivă. Există posibilitatea ca așa și a doua oară să îngenunchezi un pic, dar asta nu înseamnă că nu poți să o iei de la început, schimbând constant termenii poveștii. Da, bineînțeles că da, mai ales dacă ești un om analitic, un om pragmatic, un om care reușește să gândească foarte bine dinainte, să analizeze, poți să ai succes, fără dar și poate. Însă atunci, de exemplu, când ai un business ce implică forța umană și factorul uman, există posibilitatea să ai insuccese, să ai momente de împotmolire. Mă întorc, poți să ai succes fără să cazi în genunchi, însă dacă vei trăi această experiență, e bine să înveți din ea. Există valoare în fiecare eșec. Prin eșec vei ajunge să te cunoști mai bine și vei învăța din greșelile tale. Eșecurile ne fac să ne reconsiderăm planurile și să găsim noi modalități și strategii pentru a ne atinge obiectivele. Oamenii de succes înțeleg adevărata valoare a eșecurilor și au depășit frica de eșec pentru a ajunge acolo unde sunt astăzi. Experiență, învățare, înțelepțire, împuternicire. Cu maturitate îl depășim. Cu inteligență emoțională îl depășim. Cu dorința de a fi mai bun îl depășim. Cu starea de învățare, fără dorința de a intra în competiție cu ceilalți, ci a intra într-o competiție loială cu tine însuți în fiecare moment. Azi mai bun decât ieri și mâine mai bun decât azi. Asta înseamnă, așa se poate depăși această situație de neîmplinire momentan, pentru că este o situație de învățare și de experiență, de experimentare. Când pornești la drum în viață, din când în când oamenii, mai mult sau mai puțin credincioși, își doresc să capete putere, înțelepciune, putere, experiență. Asta nu primești cu polonicul sau cu găleata. Ai nevoie să treci prin tot felul de situații din care să te înțelepțești, să te împuternicești. O situație de insucces te poate învăța să devii mai înțelept, mai puternic, mai ancorat în realitățile cotidiene ale breslei în care dorești să îți împlinești visul. Fie că e vorba despre business, fie că este vorba despre viață personală, viață socială. Pentru că putem eșua, putem avea neîmpliniri pe toate planurile. Important este cum te raportezi la toată povestea și ce înveți dintr-o situație prin care ai trecut și în care nu s-a sfârșit tocmai favorabil pentru tine. Și ar mai fi ceva foarte important. Indiferent ce ți se întâmplă, indiferent prin ce treci, indiferent de vârsta pe care o ai, nu renunța. Pentru că ești ceea ce alegi tu să fii în fiecare moment. Este alegerea ta să mergi mai departe, indiferent de insuccesul sau neșansa sau nefericirea pe care ai trăit-o. Și nu există vârstă pentru un nou început. În concluzie,
nu renunța. Cu toții ne așteptăm să reușim în tot ce ne-am propus, dar eșecul este o parte inevitabilă a vieții profesionale, sociale și personale, pe care trebuie să învățăm să o îmbrățișăm dacă vrem să ne atingem potențialul maxim. Eșecul a contribuit la construirea celor mai mari companii și a celor mai importante averi din întreaga lume și este considerat obiceiul secret al multor antreprenori de succes, sportivi, politicieni și vedete.